Un număr de 20.800 de măști vor fi repartizate medicilor de familie prin intermediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, iar 11.450 de măști vor ajunge prin intermediul DGASPC în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice. Aceste echipamente de protecție trimise în Vâlcea fac parte dintr-un lot de 4.150.000 de măști chirurgicale pe care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le-a primit ca donație și care au fost redistribuite către toate județele pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de protecție a personalului din instituțiile și structurile care intră în contact cu persoane ce prezintă risc de a fi infectate cu virusul SARS-CoV-2.